cerul cu nori. Apa turnat în spălătoare, cel ce a despărțit Marea Roșie, și plecându-se în genunchi, a început a spăla picioarele ucenicilor și a le șterge cu ștergarul care era încins. Și când le-a spălat picioarele, a zis ucenicilor: voi cura sunteți, dar nu toți, însemnând pe cel ce l-a vândut. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mai bine ar fi fost, Iuda, de nu te-ai fi gămislit în pântecele Maicii tale. Mai bine ar fi fost, e vânzătorule, de nu te-ai fi născut în străinatule de Fiul lui Dumnezeu. Prin tine s-a rupt cununa ucenicilor lui Hristos și via cea adevărată a cules-o de harul cel răstignit. Prin tine s-a tăiat împrădirea și biserica cea nefăcută de mână a stricat pe păcătorii de lege. Fie că te-ai rușinat de mirul cele păcătoase, că erau de mulți piepreț, dar tu nu te-ai temut a vindecelor fără de lege sângele celui drept. Mai bine ar fi fost, vânzătorule, de nu te-ai fi născut în străinatule de Fiul lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dar diavolească fiind cuprins Iuda, a dormit într-o poartă. Vreme era de privegheat, vreme era de trezit. Se suspine inima să-i lăcrimeze ochii, cu cântare să privegheze că mare este tăria crucii. Hristos este lângă uși, paștile cele de jertfit au venit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace, Domnului, să ne rugăm! Aleluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre! Domnului, să ne rugăm! Cu pace, toată lumea, pentru bunăstarea sufletelor lui Dumnezeu, Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm! Aleluiește! Pentru
păzește-ne din a spăla scurile plachii, curățiți cu lumina Darului Tău și curățitor, ca să credem cu adevărat la Tine curulea și să aflăm milă și îndurare la plecată Ta cea împricoșătoare. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm, și Părinte din tot ce ne fără de început și vrea să înțelegi și bunul niște viață, Păcătorului Tu, acum și curulea și în vecii vecii, Domnul. Amin. Pentru ca să ne primim și noi ascultați Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru, să rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune vrem să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace Domnului și Domnului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, iar diavolul pusese de acum în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotarul, gândul ca să-l vândă. Iisus știm că Tatăl a dat toate în mâna Lui și cum că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, s-a sculat de la cină, s-a dezbrăcat de haine.
De ce a venit la Simon Petru și a zis acelea: Doamne, Tu vrei să spui picioarele mele? Răspuns a Iisus și a zis lui: Ce fac eu, Tu nu știi acum, dar vei cunoaște după acestea. Nu vei spăla picioarele mele, deci. De nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Cel ce este spălat nu trebuie decât picioarele a le spăla și este curat tot. Și voi curați sunteți, dar nu toți. Deci dacă a spălat picioarele lor și și-a luat veșmintele sale, Iisus a așezat pe altă masă și a zis către ei: Cunoașteți ce am făcut vouă? Voi mă numiți pe mine Învățător și Domn și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, am spălat picioarele voastre, și voi, dacă toți sunteți unul altuia, să spălați picioarele. Că pildă am dat vouă, că precum eu am făcut vouă și voi să faceți. Amin, amin, zic vouă, nu este sluga mai mare decât Domnul Său, nici solul mai mare decât Cel ce L-a trimis pe El. Deci știți acestea, fericiți sunteți de le veți și face. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm! Aminește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce după multă mila Ta Te-ai smerit pe Tine însuți, nu închip de rog, care în vremea potrivirilor Tale, celor mântuitoare și fructoare de viață, de până voi ai voit acina cu Sfinții Tăi ucenici și apostoli și după aceea Te-ai încins cu fota și ai spălat picioarele lor, dându-le lor chip de smerenie și de dragoste unul către altul și ai zis: Precum am făcut eu vouă, așa și voi să faceți unul altuia. Însuși acum, Stăpâne, vină în mijlocul nevrednicilor robilor Tăi, care urmăm pildei Tale și spală toată întâlnăciunea și necurăția sufletelor noastre, ca spălând praful ce s-a lipit de noi prin păcate și ștergându-ne unul pe altul cu ștergarul dragostei, să putem plăcea Ție în toate zilele vieții noastre și să aflăm milă înaintea Ta. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, Împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, fără Domnului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă și-au spălat picioarele și mai înainte s-au curățit, împărtășirea dumnezeiești tale taine, Hristos să-ți rugi.
lauda pe Domnul în toată vremea, cu rurea lauda lui în gura mea, Domnul se va